Cu gândul la vremurile bune de cândva, antrenorii Giurgiu Ven de atletism și sportivilor mai speră încă în apariția pistei de atletism pe care o așteaptă de atâția ani. După ce în parcul Tineretului a început construcția unei asemenea piste, lucrările au fost opate și mai bine de o jumătate de an nu s-a mai construit nimic. Mai nou se vorbește despre reluarea lucrărilor, dar efectiv în parc nu se mișcă mai nimic. Una peste alta, atletismul Giurgiu Ven merită condiții mai bune de antrenament. Odată cu venirea acestei investiții, eu spun că sportul în general va avea un motor în plus, cel puțin un motor în plus. Da, pista este performantă, am văzut proiectul ei și sunt convins că va da șanse foarte mari tuturor celor care au aptitudini să se întreacă de la egal la egal cu sportivii din România din acel moment încolo. Ea va aduce beneficii atât pentru cei care doresc să facă sport de performanță, cât și pentru cei care vor să alerge pentru întreținere. Este într-un parc, este protejată de mașini, de absolut orice altceva și eu spun că, deși am așteptat foarte mult, sunt aproape 4 ani de absența pistei de atletism, aproape că uit în momentul acesta și bucuria acestei investiții, bucuria creierii acestei piste, mă face să uit de anii ăștia de absența ei. Noua pistă este proiectată să poată găzdui campionate naționale de atletism, având dimensiuni omologate și compartimente în conformitate cu cerințele la nivel național. Vom avea și un sector de aruncări, vom avea un sector de sărituri. Urmărim să aducem în momentul de față și trebuie să spun giurgiuvenilor doar atât, detaliile vom da la momentul oportun. Avem și o sponsorizare foarte importantă, banii sunt deja în contul nostru și vom lua din această sponsorizare o instalație de cronometraj care va putea să ne ajute să organizăm competiții la nivelul cel mai înalt, garduri pentru cele 4 culoare și o cușcă pentru aruncări, astfel încât aruncătorii să nu riște să arunce din întâmplare obiectele în afară și să poată produce accidentări. Lucrurile astea sunt extraordinare în momentul de față, aflându-se în imediată apropierea bazinului de not și a sălii polivalente, ele împreună vor reprezenta o bază sportivă bună, nu pot să spun chiar foarte bună, dar de un nivel excelent în momentul de față.